L-am văzut beat, trist, nervos. Props to stresul că măcar n-a rămas cât de cât calm și a vorbit civilizat. Stresul computers. Imogenele o să te caute stres. Și cu stresul așa zilele astea, ieri am ieșit cu stresul în cap, aș vrea voastră. Am tot văzut comentariile, toată lumea și dă cu părerea. Este streamingul ăsta de păcănele muncă? Ce inima, mâncați-i și pula ta! Da, unia ce-o fi, o fi! Am închis aparatul! Auzi, arasco, spune! Ce? Mamă, piele de găină rândă, tot s-a mort! Am bomba, bă! În smoc, ajutor, în smoc, fine! Fine! Bună, gușterul! Ia uite cum pleacă haidurile, că nu sunt învățați oameni. Salut, Laurenci! Nu sunt învățați oamenii cu femeile. Luați mâna din pantaloni,
Ah, nu mi-a dat stresul drumul. Nu și-a mai dat stresul drumul de 30 de ani de zile. Rezolvă și tu, te rog. Uite, vezi, au început mesajele. Să-mi bag pula, mă, ta, mersi. Arată și tu o bucă. Bă, atâta trebuie s-a să... s-a putut. Înseamnă că e o treabă pentru țeacă, man. Haide, să mergem. Tocmai pentru că mi s-a părut aiurea ca tu să-mi spui dă-le de băut. Păi ce, vrei să-l dau din banii mei? Eu l-am dat prietenilor mei. Din banii mei l-am dat. Tu ai zis dă-le de băut la băieți. L-am dat, dăm bani să le dau de băut. De ce îmi spui încă tu mie? Până în ziua de azi, tu încă crezi că nu ți se pare meschin și nesimțire ce ai făcut cu aia? Ce a făcut mama? Mama muncește în Spania luni de zile pe tăpanii ăștia, bă. Și voi mi dați mie, bă, că vă fac să râdeți, bă. 5 ani de zile și a bătut nexul joc de mine să moară familia mea. Trăiesc ca Andreas cu chirie fără să plătesc întreținere, fără să plătesc lumină. Nu mi-a la nici bani de chirie, râdă el care... 50 de milioane la întreținere, dar eu nu-i dau niciun leu niciodată, nici o lună, nu plătesc lumină, nu plătesc nimic, aștept să vină bunica sa să ne plătească întreținerea. Bă, ce-am făcut, bă, să meri, bă, așa ceva? Păi X, bă, de ce nu e nimeni, păi X? Bă, sunteți retardați, bă, că mi-ești pula morții voștri! Fut-o-vă familiile și nașterea în gură să vă fudă ratați! Bă, gamești pula morții voștri care v-a băgat în jocul ăsta! Ce cu morții voștri, nu sunteți niciunul pe X! Hai, dă-ți tu la spusă, că-i dimineața. Ce pola ai? Vrei să încep să-ți zic și eu? Scuze, iubi. Ce pola ai, te face așa în ultimul hal, ca ultimul disperat de viață? Închide-și tu ușa, iubi. Păi, dar și dacă închid ui, toate ușile din lume, tot te auzi, mă faci ca ultimul nemâncat. Eu nu ți-aș face niciodată asta. Chiar îmi place de tine. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ești foarte drăguț și ești pufos. La ce boală fac reclamă, nu? Ce? 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 Ce tremură, mă, mâna așa? Nu tremură nimic, dau din picior. Dau din picior că am foarte multe dependențe. Și eu. Și o să-mi fac o nouă dependență în seara asta, dependența de Cristina. A? Am mai auzit eu asta. Te pup, Răzvane, mersi frumos. Stai, ce iau, dracu, că mă dezbrac să mor. Bagă-mă, pune una la intrare acolo și bagă-o în priză. Unde vrei să o bagi în priză? Doar nu, o să bagi aici, lângă mine, nu? Păi, să băgăm peste și în boxa o să fie aici. Uite ce m-a speriat idiotul ăsta, mă, frate, și curată. Și m-a speriat handicapatul ăsta. Care, atunci când se suge, uneori are gust, dar alteori... Pește. Dacă pui apă, să fac cărbunii aiurea. Nu mai vorbim, mă, morții tăi, că stai picior peste picior în morții, mă, dă homosexual. Bă, ce vrei, mă? Bă, sunteți anti-gay? Bă. Și ai ceva personal cu homosexualii ultra? Băi, băi, ce vreți? Ia zis cum pune! Băi, eu sunt pro-LGBTQ.